mega extra fail. E un gunoi. Să spunem adevărul despre Alfa Romeo, este o mașină. 1000 de euro o pedală de frână, de ambreiaj. Da. Deci costiți dare sau nu? Salutare dragi uitori de mașini, bine ați venit pe Vroom Vroom Vlog. Astăzi avem o mașină foarte interesantă alături de un om ce sunt sigur că o să ne povestească multe despre Alfa, pentru că am simțit în tine o pasiune pentru brandul ăsta. A devenit o pasiune, să știi că nu era inițial, dar a devenit. Cum ți-ai descoperit pasiunea pentru mașina asta? Azi, inițial mașina asta era pentru mama. L-a trimis pe tata, s-a dus la un, efectiv la un parc auto. Și a zis, hai să vedem ce putem să-i găsim. Se duse pe un Seat sau ceva de genul. A venit dintr-o dată tata cu mașina asta acasă. Bun. Când a intrat în curte, mama zice, păi ce să fac eu cu asta așa de joasă? Pentru că mașina a fost adusă din Danemarca, nici am înțeles, okay. Și are niște arcuri Haschender. Okay. Este mult mai joasă. Nu, e rău, crede-mă. Deci rău de tot. Deci maxim intră 40 de zile. Bă, e extraordinar. Păi și cum treci prin cartier? Greu. Pe diagonală. Bun, stai așa. A ratat un pas important. Prezintă-te și spune-ne în ce mașină ne-am urcat. Okay. Eu sunt Răzvan, am 22 de ani. Probabil unii mă mai recunosc pentru că la un moment dat făceam o serie pe YouTube. Bună asta, mi se pare, înainte să dăm drumul materialului, mi s-a părut foarte tare ideea de a face o serie dedicată mașinilor abandonate. Foarte tare ideea. Da, mersi. Big like. Mersi. Și acum activez pe TikTok în principiu. Ce faci pe TikTok? Am început să fac content auto. Inițial... Poate unii știu că spuneam că mașina asta are 7 trepte. Astăzi o să aflați de fapt câte trepte are Alfa Romeo Giulietta. Bun. Și ai mai zis ceva mituri despre ea? Am mai zis că are 760 de cai. Bun. N-are 760. Nu știu, vedem azi. Stai. N-are 760, dar poate are... Nu, spui tu câți are. Că tu da, poți să dai corect, seama. Da. Facem test dyno live. Corect. Așa. Revenind la mașină, povestește-mi strict despre ea. Eu înainte am avut Octavia RS. Octavia, o Skoda Octavia 2 RS, facelift era. 2000 diesel cu 170 de cai, pe care fix în perioada aia am vândut-o. Avea o mașină foarte smart de altfel. Da, avea și diesel și da, tot. Da, numai că avea tot felul de probleme, mașina fusese destul de samsărită. M-am zis, bă, uite, dacă mi-au făcut așa un fel de cadou, să zic, am zis, pui, o să păstrezi tu mașina asta dacă îți place. Eu prima dată am zis, păi, hai să dau și o tură cu aia. Nu că făceam aroganță sau ce, hai să dau o tură cu aia să văd despre ce e vorba, că poate nu îți place și să o dai mai departe. Poate nu-mi place, da, și na, mi s-a părut oricum. Inițial i-apare așa o mașină micuță, nu știu ce. Da, chiar ăsta e sentimentul. Da, pare o mașină de femeie, nu pot să spun că nu. Am dat o tură cu mașina și mi-am dat seama că, bă, parcă eu l-am întrebat pe tata. Bă, cât cai are mașina asta? Că nu știam. Nu-mi zi acum că nu spun. Și mi-a spus ce număr de cai are și am zis, bă, parcă, nu știu, parcă nu trage sau ori este stricat sau ce are. Și mi-am dat seama că mașina asta, modurile ei de condus chiar sunt reale, adică okay. Când am dat-o pe mod dinamic sau dinamită, cum știu, am indicat. Dinamită. Le spune. Da. S-a schimbat tot, adică am zis, wow, stai, ușor. Wow, exact, be careful. Și zic, bă, stai, că parcă s-a transformat. Și zic, parcă îmi place, parcă începe să-mi placă. După am ieșit cu ea în oraș și am început prietenii să-mi spună, bă, da, ce mișto, uite, îl cunosc de prieten, a avut un tip Alfa 159. Ok, foarte frumos. Care avea 159. Foarte multă grijă. El chiar are grijă de ea și o făcuse cu jante, cu etrier, tot, e roșie, că o făcuse într-un mare fel. Și la el am văzut prima oară Alfa, știi? Și când a văzut că mi-a luat și zice, mamă, ce tare, ți-ai luat și tu, facem gang de Alfa, gata, suntem gang de Alfa. Ulterior, și-au luat încă doi prieteni Alfa și noi ne-am făcut... I-ați injectat. Da, dar ne-am făcut, noi suntem patru prieteni foarte buni care toți avem Alfa. Foarte tare. Da. Bun, fii atent. Aici. Dacă mă gândesc la Alfa, eu mă gândesc la o mașină cu extraordinar de multe probleme. Mai ales dacă vorbim de 159. Deci mașina nu frumoasă, superbă, dar din punct de vedere tehnic e un mega extra fail. E un gunoi. Să spunem adevărul despre Alfa, este o mașină excepțională din punct de vedere al designului, se conduce foarte tare. Dar este în realitate o mașină problematică. E o mașină cu multe probleme. E o mașină cu multe probleme și cu piese care nu se găsesc. Exemplu. Și scumpe. Scump. Exemplu. Eram la Unirii, mergeam și dintr-o dată am apăsat pe ambreiaj, era 3 dimineața. Am apăsat pe ambreiaj și mi-a rămas pedala la fund. Ce înseamnă asta? Că ți se duce problema de presiune. Da, așa crede, nu? Da. Și ce s-a întâmplat de fapt? Mi s-a rupt pedala, efectiv. Pedala. S-a rupt pedala? Da. Pedala s-a rupt, o clemă, s-a auzit, dros, pac. A fost mai ieftin. M-am dat de jos, am meșterit pe acolo, zic, nu reușesc să găsesc o soluție. Am sunat la platformă, m-am dus acasă
și zic hai să caut piesa. Piesa aceasta. Strict pedala cu tot, tot ansamblu. Da, se găsește pedala? Nu se găsește pedala. Se găsește cu tot cu modulul de startup, cu tot cu modulul electronic al pedalei de frână și vine așa cu o cutie uriașă cu două pedale, care a costat 3300 lei doar cutia. Băi, deci mai bine să rupeam placa de presiune, da, sau să spărg aluminiu. Și am zis, am căutat la un service, zice: "Domne, ce ai Alfa Romeo?" Zice: "Nu reparăm așa ceva." Asta a fost. Da, zic, nu reparăm așa ceva. Am mai sunat. Da. Ce nu reparăm așa ceva? Dar ce problemă aveți? Zic: "Păi, eu uite, am problema asta, nu știu ce." Da, nu știu, trebuie să căutați pe cineva care a mai făcut asta. Zic: "Bun, sun la reprezentanță." Am sunat la reprezentanță. Manopera e 300 de lei. Zic: "Mă, 300 de lei." Mă sună următoarea zi și zice: "Bă, nu vreau să te dezamăgesc, dar e foarte greu de desfăcut aia." Trebuie zic, multe ore de manoperă. Zic: "Păi ce se întâmplă? Păi uite, trebuie scoasă coloana de direcție în pedală și ca să scoți coloana de direcție trebuie desfăcut bordul și ca să scoți bordul trebuie desfăcute ușile." Ok, și cât a costat manevra? Deci manevra a costat 1400 de lei, deci n-a fost. Manopera. Da, mi s-a părut relativ ok, adică... La cât s-a muncit, da. Nu, s-a muncit. Bro, stai un pic. Asta da. Înseamnă 1000 de euro o pedală de frână, de ambreiaj. Da. Deci vă stiți dare sau nu? Asta înseamnă că mitul ăsta cu Alfa e real. Ok, când recunosc, merge e mișto. Da, recunosc, e real. Și uite, Giulietta e recunoscută pentru probleme pe partea electrică. Dacă ne dăm acum jos, să deschidem portbagajul, nu mai merge. Dacă mai merg așa cu mașina ușor-ușor, dintr-o dată mi se stinge asta de la motorină. Nu mereu, câteodată. Povestește un pic despre ce s-a întâmplat cu mașina de când a ajuns la tine. În exterior am început cu vopsirea jantelor. Jantele astea au venit cu mașina, dar erau într-un fel cromate, așa spre alb, nu știu. Argintiu mat, așa, da. Primul lucru mi s-a părut că mașina are exact jantele corecte pentru ea. Da, dar sunt jante originale de Giulietta. Arată... A, o chestie super importantă, i-am schimbat grila. Uite, am uitat să-ți spun asta. Ea inițial avea o grilă, e așa argintie. Asta e grila de la prima grilă. Exact, și asta e a doua grilă, care este o grilă Fagure. Este o grilă, se numește mai Veloce 2016. Este de pe Giulietta facelift, pentru că asta e prima generație de Giulietta, este și o Giulietta facelift. Dar acum mai există Giulietta? S-a oprit anul ăsta producția. Ok, că știu că nu mă n-am venit. Din păcate s-a oprit producția anul ăsta. De exemplu, scaunele astea sunt scaune de quadrifolio. Există două modele de quadrifolio. Asta le-ai schimbat tu? Nu. Așa vei, există și pe alte modele, adică pe Giulietta cum e asta, există interior de quadrifolio. Ce ai mai făcut la mașină? Ce ai mai făcut la mașină? După, i-am modificat volanul, îmi doream foarte, deci era dorința mea cea mai mare să am volan cu piele perforată și cu alcantara. Numai că, uite, au trecut, deci în februarie l-am făcut. Și acum e în noiembrie, nu? Aproape noiembrie. 10 luni, 8 luni, 9 luni. Da, și s-a dus. Adică s-a tocit. Și am înțeles că undeva la 6-7 luni trebuie să renoiești alcantara asta de chip. Da, întrebarea e următoarea. Da. Ce cauți cu mâna aici? Nu știu. Dar nu conduceam așa. Asta concluzionând la ceea ce mi-ai spus până la momentul actual, n-are sens să spui alcantara aftermarket gen. Păi da, mă rog. Dar crezi că aia de fabrică e mult mai calitativă? What the fuck, frate, cum după 7 luni să arate volanul așa? Adică să se vadă că l-am tocit. Da. Ce ai mai făcut apoi interior? Am mai făcut hidrotransfer. Ce, ca o paranteză, arată într-un mare fel. Primul lucru pe care îl vezi e hidrotransferul din interior. Da, și am făcut și trimurile de la uși. Arată bine. Planșa asta, că era destul de mare. Bun, înainte să ne vedem, am făcut un post pe Instagram în care am fost surprins de câtă lume mi-a scris referitor la întrebări pentru mașina asta. Eram chiar curios dacă ți-a scris cineva ceva. Și eu am fost surprins, mă așteptam să am două întrebări, dar nu e așa. Acum sper să știu să răspunele, că... Nu, sunt foarte pertinente. Avem o comunitate super mega pertinente cu întrebări ce au sens. Fii atent că Răzvan ne întreabă, ceea ce ne povesteai la începutul materialului, câte trepte de viteză are? 6 sau 7? Vrei să răspund sau nu? Da. Are 6 plus 1. 6 plus 1. Da, make sense. 7. Deci are 7 trepte. Da, deci asta era... Corect. Părere despre Giulia în comparație cu Giulietta, cred. Stai să vedem. Cu asta, da. Da. În primul rând ai mai multe opțiuni de motor. Asta mi se pare primul avantaj. Al doilea avantaj că... E mai mare spațiu. E mai mare, da. Aș lua pentru tracțiunea spate. Nu-mi place tracțiunea față mie, deloc. Pe toate Giulia sunt cu spate? Da, s-au integrat, da. Da? Da. Nu, asta e mișto. Da. Mă mir cum n-au pus și pe asta acum. Da. Și mie îmi place modul ăsta să pornești. Uite, prietenul ăsta care are veloce, o pornește, are funcția de pornire din cheie. Are, știi cum e start-stop aici, exact ca la Ferrari, cu padelele mari pe coloana de direcție. Adică mi se pare niște chestii ieșite de goma, adică nu vezi. Corect. Avut din Mercedes, nu au. Nu, pentru că sunt desenate altfel. Da. Dar alea merg.
Păi stai, că nu știm despre, nu știm, dar nu știm despre Giulia că scuze, strigă. Doar am zis nu, dar despre Giulia nu știm că strigă ceasă. Așa e. Bă, până la momentul actual, teoretic vorbim, chiar au rezolvat problemele. Râdem, glumim, dar chiar au rezolvat. S-au mai rezolvat din ele, da. Dar la Giulieta nu s-au rezolvat. Sau poate pe Facebook, nu știu. Da. Adică după 159, care a fost un fail complet, teoretic vorbim, Giulia cu asta a venit. Bă, am rezolvat problemele, care ni le asumăm. Da. Și se pare că ce puțin la momentul actual, eu n-am auzit ca Giulia fiind o mașină problemă. Cu problemă 159 e că prietenii ăștia 159 au, deci dacă spun ce problemă, îi pică lampa din stop. Pat. Da, frate, e un gunoi, ce să mai... Dar da, arată... Deci da, nu știu dacă ar fi acum să aleg o mașină să arate mai frumos și mai elegant de 159. Design by Giugiaro, da. Care este cel care a proiectat și designul de la Bugatti. Frate, deci este superbă. Da, 100 de puncte direct din 100 posibile. Pentru anul, da. Bă, și acum arată. Mi se pare. Eram sigur, da, și acum arată. Bă, nu am bătrânit, frate. Dacă o pui una curată, da, aranjată, cu linie, neagră sau roșie, da, da, roșie mi se pare 80% din mașini. Da. În condițiile în care nu e o mașină scumpă. Da. Piesele de la Alfa sunt scumpe? Da. Unele, da, da, cred că sunt mai scumpe decât, nu știu. Vlad ne întreabă, mai urmează modificări? Ne-ai zis, centură și plafon. Și plafon. Atât. Pauze. Jandarmul ne întreabă câți cai are. Mi-a zis că mă lași pe mine, da, să merg cu ea să văd. Da, da, da. Ce motor are? Chiar n-am vorbit de motor. 2.0 diesel. 2.0 diesel. Mai da. Este pe altă mașină motorul ăsta? E pe Fiat? Știi, bă, știi ce, pe ce mai e? E pe Jeep Renegade. Andrei, cum e mitul cu problema electrică la Alfa? Uite, vezi? Tocmai ce ți-am spus. Există o problemă electrică. Tot pe modul all-weather zboară. Da, uite, vezi că mai recunosc oamenii, pentru că modul A este la modul avion. Ah, ok. Păi, de ce, de ce îi spune A de la all-weather? De ce nu e A de la avion? Păi uite, îți dau un exemplu. Când am dat-o pe A, în loc să mi-arate ceva, nu știu ce, mi-arată viteza în format digital. 0-100, aproximativ. Păi dacă zic după aia, îți dai seama. Zic... Nu neapărat, că sentimentul din mașină cred că e diferit. Deci, înainte de modificări, când era stock-stock, făceam... Ah, stai un pic! Păi da. Deci, păi spune... Păi stai un pic, că nu mi-ai zis nimic, ce ai făcut? Păi dacă spune, dai seama... Oh, ok, bine, hai să facem schimb de vorbă, hai, tanci. Hai că m-ai făcut curios, da. Bine, acum zic...